prima repriză ați dominat clar partida, iar în repriza a doua s-a întors soarta jocului. Ce s-a întâmplat? Da, cred că de la pauză nu am ieșit cum trebuie, tactic vorbind, sau mai ales în fața porții, pentru că am datat foarte mult și nu a reușit să înscriem în momentele cheie. Iar atunci el a putut să se distanțeze. Cât de frustrant este, pentru că am văzut și tu încă resimți clar această... Da, din păcate, ne doream să mergem mai departe în Cupa României. Poate nu ne vom îndeplini obiectivul de a câștiga campionatul, acesta era încă unul. Da, într-adevăr, sunt foarte supărate, toate sunt foarte supărate, dar trebuie să trecem peste. Ce ar însemna un Final Four cu CSM București și cu Rapid București? Cred că pentru noi este foarte importantă dubla cu Crim, să trecem de aceea, mai după luăm lucrurile și dacă va fi, nu am cuvinte să descriu. E și un blocaj din punct de vedere psihologic aici în frântările cu CSM București, pare așa un complex pentru voi. Cred că jocul nostru din ultima perioadă lăsa puțin de dorit. Nu am arătat ceea ce am făcut la antrenamente sau ceea ce ne-am dorit. Într-adevăr, au fost câteva jucători accidentate, au revenit, dar forma noastră sportivă nu este una foarte bună în acest moment. Aveți susținerea fanilor, indiferent de rezultat, indiferent de terenul pe care jucați, cât de mult înseamnă? Da. Deși suntem conduse cu 6 goluri, 7 goluri astăzi și auzeam în continuu cântând, nu putem decât să avem inima împlinită.